Dumnezeu ne poruncește azi să ne pocăim, să renunțăm la păcat, la răzvrătire și să punem genunchiul jos în fața Regelui Hristos. Dumnezeu ne poruncește să facem asta nu doar când venim pentru prima dată la Hristos, ci în fiecare zi. Martin Luther a scris cele 95 de teze și prima lui teză, știți ce spunea? Când a spus, pocăiți-vă, Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. Pocăința nu este doar o dată când vii la Hristos pentru prima dată în viața ta. Pocăința nu este din Paște în Crăciun, cum se întâmplă, din păcate, cu mulți oameni. Pocăința este un stil de viață. Ar trebui să ne caracterizeze în fiecare zi.